Mihai, primul meci din această campanie de prezentare a echipei Unirea Alba Iulia, o campanie în care toată lumea își dorește să atragem cât mai mult copii spre fotbal, să atragem cât mai mulți suporteri în tribună. Un 8-8, cum a fost? A fost o zi extraordinară, a fost foarte mulți copii au participat, câțiva au jucat, restul pe margine s-au uitat și au încurajat colegii. Vom continua, nu săptămâna viitoare, peste două săptămâni, și la alte școli generale și la licee. De ce școala numărul 6 prima dată? Pentru că, nu știu câtă lume știe din municipiul Alba Iulia, e școala la care a învățat cel mai bun produs în ultimii 20 de ani la Alba Iulia, Gicu Grozav. Da, așa este. Ce urmează? Acum trecem la lucruri un pic mai serioase. Urmează două partide pentru juniorii A și B mâine la Interstar Sibiu, plus meciul seniorilor la ACS Băgău. Ce te aștepți pentru acest weekend, care a început așa de bine? Sper mâine să câștigăm și la juniorii A și la juniorii B. Dar la juniorii B cred că avem șanse reale să ne calificăm la turneul zonal, să prindem primele două locuri. Și ne așteaptă un meci pe un teren, cum să zic, rău. Sper să câștigăm toate meciurile și să trecem cu bine peste această săptămână. Înainte de săptămâna viitoare, care miercuri avem iar acel derby de Alba Iulia, Cupa României, Unirea Alba Iulia cu FC Micești. Da, la echipa de seniori avem trei meciuri în 6 zile. Și te pregătim să facem față cu brio la aceste meci. Mihai, mulțumesc și baftă să fie! Să fie!